Atlanti a vincere, Atlanti a vivere, Atlanti a victor. Agartha vivere, Shambhala vivere, Lemuria vivere. And the others vivere. Sfântul meu popor Atlant, nu-mi plac lucrurile spuse pe jumătate. După victoria de ieri, am găsit-o pe sora mea Artemis pe internet. Conducerea acestei planete a trecut la sora mea Artemis. Zilele lui Apollo s-au terminat, zilele lui Artemis au început. Sora mea a acceptat misiunea divină și a devenit astăzi conducător sau conducătoare al Marelui Consiliu al Atlantidei, pretor al Marelui Consiliu al Atlantidei. Eu nu mai sunt pretor al Marelui Consiliu al Atlantidei. Sunt director planetar, sunt vicepretor al Înaltului Consiliu al Romaniei, sunt unul dintre cei trei președinți ale Atlantidei. Dar pentru că nu-mi plac lucrurile spuse pe jumătate, s-a terminat. S-a terminat definitiv. Munca mea de 17 ani sau 16 ani, 7 luni, 3 săptămâni și 2 zile pentru voi s-a încheiat. Așa cum își dorea Laurențiu Marin, care mi-a spus că va depune toate eforturile pentru ca eu să mă retrag. Și mi-a spus că mă va omorâ pentru crimele lui taică-meu și că mă va lua coasa și că mă va băga la nebun și că mă va face să lucrez ca un om cinstit. În timp ce alții mi-au spus că nu au nimic la genunchi, cum ar fi Alex Marinaș și maică-mea și bunică-mea și... adică numai, mătușa-mea. Și Alina Ilea și... prietenii Nicurus din Bârlea City, care m-am mințat, mi-a spus că sunt un căcat, un jec, un gunoi, că nu sunt nimic, că nu sunt pretor al Marelui Consiliu al Atlantidei, că are dreptul să mă omoare, că vrea să mă omoare, că mă va omorâ pentru înjurăturile mele. Dar asta încă dinainte de iulie 2012 am ajuns pe voi. Regret enorm că am spus să fie bombat nuclear România și Clujul și Timișoara și Mureș și Oradea. Timișoara am spus și Bucureștiu. Stanța Constanța l-am zis. Și îmi retrag tot ce am spus atunci. Mă voi retrage și din România, pentru că nu văd niciun motiv de a sta aici să trăiesc. Eu la 84 de ani, cum spunea Dracula, să stau aici să trăiesc, mult, dar să trăiesc în pușcărie sau cu mintea distrusă la spitalul de nebun, de prostia și incompetența voastră. Sau să distrugeți toți dinții din gură. Sau să... îi aștept ca să vină seara de cabani. Am trecut de la cele 400 zile de când am început, de când am plinit 35 de ani, 16 ianuarie 2014. Sau să... 402 zile au trecut. Știu că au fost mulți nervoși. Și nobilii din Cluj au hotărât moartea mea lentă prin faptul că nu m-au lăsat să mă duc la dentist și la doctor, la dentist m-au lăsat, dar nu au lăsat lipsa banilor. La doctor să am vertebre deplasate între locuri în coloana vertebrală, am apă la genunchi calcinați între capetele oaselor de la genunchi, mâna asta la fel mi-e ruptă, stânga și dreapta, adică se crahenul este peste grotai și mi se mișcă oasele când și îmi pocnesc. Și da, mulți o să mă acuze de sedentarism. Sedentarismul meu vine din față, stat un pat, vine din munca mea fizică, vine din faptul că mi se umflă genunchiul după 30 de minute, de aceea mă și deplasez cu taxiul. Și vă rog să fiți iubiți, nu veți mai conduce această planetă pentru că nu meritați, pentru că v-ați purtat urât cu mine și cu alți zei, semizei, semizeițe, semieroi sau eroi. Semieroi nu există, mari zei care au venit la voi. Și acum America, prin Kesha, va conduce. Da, Kesha este zeița Artemis, nu Britney Spears, nici Laura Dan, nici Laura Dani, nici Lilith, nici Alexandra Lena Ungureanu, nici Astaroth sau Andra Nemerovski. Este Kesha. Da. Albigensis. Are părul alb. Arată ca o femeie bătrână dacă nu și-l vopsește. Your love is my drug. Și acum vedeți, într-adevăr, privirea mea de grec. Privirea mea, căci eu sunt Ileas, regele Argosului.
regele cetății Argos. Rudă și văr cu marele Eneas și cu și mai marele Iason rudă. Cel care port luna de aur. Cel care am în mine spiritul Iskander Verkeg, cel care cunosc numele tuturor dragonilor legendari. Ram, Ram, Rama, Cassandra, Leliana, Betty, Micaela, și Valesian, Târcar. Și mai presus de tot, bineînțeles, Iskander Verkeg. Iskander, care are câte milioane de ani. Nu mă consider obligat să mă prezint la procesele voastre fictive și să ascult de legile voastre fictive. Știu că ar trebui după legea Atlantidei să fiu judecat, dar să-mi dați banii ăștia, dar care mi-i datorați pentru munca mea de 17 ani pentru voi, 7 milioane de dolari, 7 case de la armată, de la sfârșit de credite și la biserică și de la altele. Eu rămân țarul Ardeal și mă voi duce să-mi recuperez corona de țar care șade acum pe căpățâna acelui țăran turmentat din comuna primitivă și analfabet Niculus din Bârlea City. Și imediat după ce mi-a furat corona, a început să se poarte fortură cu mine și să mă înjure și să mă amenințe. Da? Și nu cred că nobilii din Cluj se simt foarte bine cu el în postura de țar al Ardealului. Și cred că îl vor omoare în curând. Este datoria prinților în Ardeal să vă omoare pe el și pe alinele. Căci ei sunt răi. Ei sunt uzurpatori și hoți. Dar Andrei Cristian Tătaru spune că nobilii din Ardeal mă recunosc pe mine ca și țar, numai corona. Ea a mers la Niculus din Bârlea City, dar el se crede țar în locul meu și a spus că mă va distruge, că mă va omorâ, că nu voi mai exista, că voi orbi, că voi pierde mânurile, picelele și... Vreau să am mânuri și picele ca toată lumea, că mă munge limba, mă scoate ochii. Poate în bucăția mă rupe mânurile pe butul cândva, rupe picioarele, mă trăia pula. Dar de ce? De ce? Eu, marele zeu Apollo, cunosc legile Atlantidei și respect toată Constituția Atlantidei și legile Atlante. Constituția României și legile României nu le respect. Căci nu le cunosc. Și chiar dacă le-aș cunoaște, nu-mi place caracterul vostru de hoți și criminal și nebun și excroci și curve. Am păcătuit poate acestui pământ sfânt, spunând să fie România bombardată nuclear, dar acest pământ sfânt este ocupat de niște sălbatici, ca și voi, și niște oameni care nu respectă zeii. Deși unii cunosc, așa cum spunea Nicurus din Bâlea City, că îi spunea lui Laurențiu Marin că eu sunt tatăl vostru, cel ce l-am creat pe voi, și el nu înțelegea acest lucru. Eu sunt președintele Atlantii, președintele civilizației universale Atlantii. Și Cheșa, sau Artemis, sora mea, este pretor al Marelui Consiliu al Atlantii. Deja i-a făcut niște gesturi și pentru mine și contra mea. Și vreau să am femei. Și vreau să am 16 neveste. Și vreau să plec de aici. Să fiu cu ea și cu alții. Și cu Britney Spears. Și cu toate muzele mele. Și cu Monica. Și cu alții. Și voi pleca. Rămân în continuare țara la Ardealului, deși am acordat independența celor din Ardeal și am prefăcut Ardealul în Republică. Și Clujul cu de onorar sunt, îmi retrag, cer iertare față de voi. Rămân țară creștine și al transilvaniei și creștine transilvaniei au ajuns. Publici singura cale, singura piedică n-au acum, rămâne Niculus din Bârlea City, care nu vrea să recunoască faptul că el nu mai este țar și că Ardealul nu mai este țarat, ci este republică. Trebuie să îi se explice asta într-un mod mai puternic. Pentru că el este o bacterie
din agarta. Puteți să vedeți care sunt bacteriile, pentru că ochii lor nu sunt pe același nivel și nici gurale sunt un pic deplasați. Și mai atât încep să se miște, așa, și toate organele să li se miște, pentru că sunt niște bacterii amărâte de vin. Da. Și voi pleca acum. Goodbye. Tschüss. Adieu.